Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut și vom vorbi despre o carte publicată în colecția Psihopractica. Borderline, cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme, iată această tulburare de comportament. Cum spuneam, o carte publicată în colecția Psihopractica și care face parte din actuala campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Te simți manipulat, controlat sau mințit, înșelat? Ești ținta unor crize intense, violente și iraționale? Simți că trebuie să fii delicat pentru a evita următoarea confruntare? Dacă ai răspuns da, este posibil ca o persoană apropiată ție să supere de această tulburare de personalitate borderline. Acest volum, Borderline, cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme, a ajuns, iată, deja la 500.000 de oameni, deci 500.000 de exemplare. Oameni care au prieteni și rude ce suferă de această tulburare de personalitate. O carte importantă, așa cum aș spune eu, sunt cele mai multe cărți din colecțiile de psihologie și psihoterapie ale editurii Herald și mai ales cu precădere această colecție frumoasă Psihopractica, unde găsim și multe studii de caz, multă cazuistică, chestionare pe care în aceste cărți autorii titlurilor respective ni le pun cu generozitate la dispoziție. Daniela, cum abordăm această tulburare de comportament borderline, care s-ar traduce cumva dincolo de linie sau cam așa ceva? La graniță. Exact, la granița dintre normal și patologic. Cum ne raportăm la persoanele dragi care au suferă de această tulburare și ce facem noi în acest context, mai ales cumva să nu ajungem printr-un soi de contagiune să reacționăm și noi la fel ca cei care suferă de această tulburare? Ok, aș spune, în primul rând, bun găsit, mă bucur să ne vedem din nou. Mulțumesc pentru astăzi și pentru acum și pentru invitație. A spune că tulburarea de borderline este o tulburare, adică, ok, ea intră în categoria tulburări de personalitate. Asta înseamnă că nu este un moft. O tulburare de personalitate nu este o tulburare de comportament. O tulburare de comportament înseamnă că eu sunt ok și la un moment dat comportamentul meu este un pic deviat din anumite motive. Nu știu, trăiesc o suferință, trăiesc un doliu, trăiesc am o pierdere, mi se întâmplă ceva și încep să am comportamente pe care până acum nu le aveam și părinții spun, știți, da, de exemplu la copii, știți, până acum copilul meu sugea degetul. A început să facă lucrul ăsta. Asta e tulburarea de comportament, adică... Și e pe o perioadă scurtă. Și este pe o perioadă scurtă. Și atunci, și cumva, o tulburare de comportament este un indicator al unei probleme, da? Unei probleme emoționale de cel mai multe ori, da? Unui stres, unei traume și eu încep să am... Este ca și cum eu am un strigă de ajutor, îmi strig suferința prin comportament, pentru că poate nu-mi reușesc să o spun verbal, poate, de exemplu, trăiesc un abuz față de un membru al familiei, nu pot să spun asta, pentru că, ok, este oribil, dar comportamentul meu se schimbă. Deci aia e tulburare de comportament. Borderline nu e tulburare de comportament, e tulburare de personalitate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că structura mea generală este ca și cum... Din momentul în care mă construiesc, e ceva în mine care e ca un fir roșu care mă pătrunde, știi? Îl vezi, e acolo. Eu reușesc să cresc, reușesc să mă dezvolt, reușesc să fiu chiar și funcțională într-o anumită măsură, depinde de gradele de afectare a mea, dar e acolo ceva, adică cumva îl simți. Tulburările de personalitate se simt de micuțe. Adică copiii care vor dezvolta tulburări de personalitate mai târziu au fost ciudați, cu ghilimele de rigoare,
de mici sau au fost diferiți, parcă ei nu se jucau ca ceilalți copii, parcă ei erau tot timpul, nu știu, supărăcioși, parcă ei erau mai retrași, parcă ei erau, deci, mai sensibili. Deci, cumva, tot timpul ei au avut o dificultate de integrare, de adaptare, n-au înțeles lumea asta li s-a părut ciudată, lumea asta li s-a părut că nu e pentru ei, că nu se potrivesc cu lumea asta. Ducând lucrurile mai departe, ajungem în adolescență și majoritatea tulburărilor de personalitate sunt diagnosticate în adolescență. De ce? Pentru că pe un fond din ăsta vulnerabil, când vine și o adolescență, avem acolo un parfum de comportamente și cumva atunci adolescentul nu mai reușește să se descurce, este copleșit și cu adolescența și cu tulburarea și multe dintre tulburările de personalitate sunt diagnosticate atunci pentru că încep să aibă comportamente cu risc. Adică încep să mă, cel puțin la borderline, ca să mă refer la borderline, încep să mă rănesc, de exemplu. Încep să dezvolt tot felul de dependențe, tot felul de... poate fac o depresie, dar de fapt e în spatele depresiei, e o tulbură de personalitate. Deci cumva ajung într-un fel sau altul, părinții sunt suficient de... se sesizează suficient de clar acum problema și într-un fel sau altul ajung la un specialist. Dar atunci doar este diagnosticată. Dar dacă faci anamneza, dacă faci interviu clinic și cu el și cu părinții, vei remarca acolo că sunt comportamente care ele au fost dintotdeauna acolo, numai că nu au fost atât de puternice. E adevărat că tulburările de personalitate, pe măsură ce îmbătrânim, își mai pierd așa din agresivitate, ca să zic, pentru că și noi ne obișnuim să trăim cu ei și ei se obișnuiesc și să trăiască cu noi, ajungem la un fel de consens în care, ok, așa el mai ciudățel, îl apucă pe el pandaliile odată la 3 săptămâni, înțelegem cum funcționează și reușim să gestionăm altfel lucrurile, dar în prima fază suntem copleșiți de povestea asta. Ce înseamnă un borderline, ca să ne lămurim? Ok, este o persoană pentru care lumea este o chestie care nu-l înțelege. Nici el nu înțelege lumea, nici lumea nu-l înțelege pe el. Se simte tot timpul... E ca o piesă de puzzle care nu și-a găsit puzzle-ul, știi? Eu sunt o piesă care oricum mă întorc, mă sucesc, nu intru... Nu se potrivește. Și atunci asigur că... mi se pare că lumea are ceva cu mine, mi se pare că lumea e împotriva mea, mi se pare că mă deranjează orice remarcă, orice lucru pe care mi-l spune cineva, mi se pare că sunt reactiv, știi, imediat reacționez, trec de la o stare la alta, pot să fiu foarte happy și dacă cineva îmi spune, uite, nu-mi place bluza ta, ok, știam eu că lumea are ceva cu mine, ok, deci pot să am idei de tip paranoid, pot să am, evident, o stimă de sine foarte scăzută, dificultăți de adaptare, dificultăți de concentrare, probleme cu somnul, probleme alimentare, persoanele, adolescenții care se duc înspre borderline au, în general, probleme cu somnul și probleme alimentare, dezvoltă tot felul de la anorexie sau, mă rog, cam anorexie pe acolo, depresii, dezvoltă depresii pentru că își dau seama că nu sunt ca ceilalți și că eu nu o să fac față și pot să aibă eșec școlar pentru că e tot... Te ascult. Eventuale avertismente, dacă nu chiar tentative de suicid? Ajung și acolo, în adolescență, pot să ajungă pe un fond din ăsta de oboseală, m-am săturat, nimeni nu mă înțelege și pot să ajungă la niște tentative așa, dar sunt destul de... lași, mă rog, nu știu cum să nu sune prost cu ghilimele, adică n-au atât curaj. Sunt mai degrabă persoane timide, sunt mai degrabă persoane care se retrag, mai degrabă, nu știu, preferă varianta asta în care să nu mănâncă o săptămână. Sigur că pot să mă gândesc că este o formă lentă de suicid, este o formă, hai să zic așa, apelează mai degrabă la forme lente de autodistrugere, nu la autodistrugeri bruște. Adică prefer să mă droghez, prefer să nu mănânc, prefer să... Adică panta este un pic mai lentă, nu au curajul unei acțiuni
violent, doar dacă ok, nu se întâmplă și acolo, pentru că viața e viață și, Doamne ferește, să spunem că ai deja un fond din asta vulnerabil, ți se mai întâmplă, nu știu, și o pierdere semnificativă sau o traumă, da, atunci este posibil ca cele două condiții de viață să se întâlnească într-o manieră nefericită și clar vor produce și efecte nefericite. Dar, în general, nu prea se duc în zona aia, preferă să ai o variantă din asta mai lentă, dar constantă, adică rămân, sunt destul de greu de luat de acolo, din dependențele lor, își creează tot felul de obiceiuri, obiceiuri care desigur le mențin convingerile, tot felul de ritualuri, nu fac asta pentru că mi se întâmplă asta, nu mă duc acolo decât dacă îmi fac nu știu ce înainte, au tot felul de asta spun, tot felul de ciudățenii ni se par nouă, dar sunt de fapt mecanisme de coping prin care încearcă să-și reducă anxietatea, pentru că la bază este o anxietate foarte puternică, practic mă sperie orice reacție, practic mă sperie să nu rămân singur, cam asta este temerea de bază. Nu vreau să rămân singur, nu vreau să fiu părăsit, nu vreau să fiu abandonat, dar cum se întâmplă, știi, intrăm așa într-un cerc vicios, vom crea exact comportamentele care îl vor determina, îi voi determina pe ceilalți până la urmă să se îndepărteze și atunci spun, aha, uite, știam eu că ai să mă părăsești și tu. Dar de asta, pentru borderline, psihoterapia este așa o recomandare de bază, pentru că e acolo, deși se lucrează mult, adică gândiți-vă că este o structură de personalitate, deci nu este un comportament, este o structură, deci practic trebuie să iei toată structura și să o reașezi și trebuie luată bucățică așa cu bucățică, dar ei învață să recunoască mecanismele, învață să-și recunoască comportamentele și învață în timp, în ani de zile, comportamentele corecte din punct de vedere social și reușesc să integreze. Adică sunt persoane cu borderline care pot să aibă o viață normală, pot să aibă un job, adică se poate trăi. E adevărat dificil și cu efort și cu un permanent consum de a înțelege pe celălalt, de a fi în relație cu celălalt, dar reușesc să... Ei știi cum au perioade și după aia vine... am o clientă care spune că intră în zona neagră. Și intră în zona neagră, ok, și acolo îi vine să se lupta, e acolo, e foarte anxioasă, nu doarme, nu mănâncă și are așa vreo 3-4 zile negre, după care încet, încet își revine și luptă. Dar a învățat să-și recunoască, noi am spus împreună, zonele gri. Deci, ok, am învățat să-mi recunosc zonele gri în așa fel încât să nu mai intru în zona neagră și să intervin direct din zona gri și să fac trecerea mai lentă și mai puțin adâncă prin haosul tulburării, ca să zic așa. Iată, deci, spun eu, o carte foarte, foarte importantă, în egală măsură pentru specialiști, dar și pentru publicul larg și mai ales pentru cei care au persoane care suferă de această tulburare de personalitate în viața lor. Cum vine partea aceasta de asistență și de suport? Ce ar trebui să facă aceste persoane? Dincolo de, clar, știm foarte bine, dincolo de ceea ce înseamnă terapie, de a merge în da, terapie. Da, cred că cartea voastră este foarte interesantă din două perspective, cel puțin. Unu, pe de parte are un limbaj accesibil, deci nu este o carte cu un limbaj foarte... clinic și atunci poate să fie înțeleasă de către oricine, chiar dacă are studii sau nu are studii de specialitate. Deci cineva care nu este psiholog sau nu are legături neapărat cu psihologia poate să înțeleagă foarte bine această formă de manifestare. Și asta este extrem de important și tot timpul am avut acest deziderat de a transmite oamenilor informația într-un limbaj accesibil, pentru că vorbim oamenilor, nu vorbim specialiștilor, ei deja știu despre ce este vorba și aici cred că cartea voastră câștigă multe, multe bile albe. În egală măsură, cartea mai are un efect și anume nu mă simt eu
Mă dezvinovățește. Ok, nu mă mai simt eu vinovată, de exemplu, pentru că, nu știu, partenerul meu sau copilul meu are aceste manifestări, pentru că, sigur că o personalitate de tip borderline are tendința de a spune, ok, din cauza ta, tu mă faci să mă simt prost, tu m-ai enervat, tu niciodată nu mă asculți. Și atunci, când trăiești în casă cu un astfel de personaj care permanent te acuză, poți să încerci să schimbi ceva la tine, să faci ceva, să îți asumi o parte din tulburare, dar cartea, explicând foarte bine mecanismul, te recadrează în ideea în care, ok, înțeleg cu ce se mănâncă, da? Cu ce am de-a face, înțeleg că nu sunt eu de vină, dar înțeleg în egală măsură că sunt anumite comportamente care trigăruiesc tulburarea, ca să zic așa, da? Și atunci, oricum, cumva instinctiv, persoanele care trăiesc în jurul persoanelor cu tulburări de personalitate, fie că sunt mai grave, fie că sunt mai severe, ajung să învețe care sunt comportamentele care declanșează stările proaste. Și atunci îi spun, vezi, nu-l întreba despre, nu știu ce, că o să se supere sau o să se enerveze. Deci deja oamenii învață să ocolească, să șerpuiască așa printre triggerii persoanei, dar asta sigur după ce locuiesc o bună bucată de vreme împreună. Recomandarea ar fi ca și persoanele care locuiesc în jurul unei personalități de tip border să discute cu terapeutul sau să aibă un dialog cu terapeutul în așa fel încât să existe o echipă de intervenție, pentru că o persoană cu o tulburare de personalitate afectează 4-5 persoane în jurul lui. Adică cumva tulburarea în sine are acest efect de halo, nu știu cum să spun, da, în care, ok, cuprinde anturajul, cuprinde persoanele, le absorbe anturajul. Pentru că o tulburare de personalitate își cam ia energia din anturaj. Atunci eu trebuie să știu foarte clar cât este la mine, cât este la el, cât sunt eu de responsabilă pentru comportamentele mele, dar în egală măsură cât este el de responsabil pentru tulburarea lui. Ideal ar fi să nu confundăm persoana cu tulburarea pe care o are, pentru că dincolo de acest, nu știu, diagnosis sau de această etichetă, eu în general evit să pun etichete, adică diagnostice foarte, foarte clare, așa, foarte severe, pentru că există riscul ca oamenii să se simtă cu eticheta pusă pe frunte, doar dacă evident mi se cere, atunci spun diagnosticul, dar în general încerc să mă adresez persoanei, nu diagnosticului ei. Și atunci când reușim să ne conectăm, să ne reconectăm cu persoana de dincolo de manifestări și care este o persoană care suferă, este o persoană care, repet, simte că nu se potrivește în niciun puzzle. Nu e ușor să trăiești cu o tulburare de genul ăsta, să simți că lumea nu ți se potrivește, că familia nu ți se potrivește, prietenii nu ți se potrivesc, corpul poate nu ți se potrivește. Adică, repet, în funcție de cât de severă este tulburarea, ea afectează mai multe sfere ale vieții. Deci nu este ușor și atunci, ok, e nevoie de foarte multă înțelegere, nevoie de foarte multă răbdare, pentru că reacțiile pot să fie destul de ample, destul de dihotomizate, destul de extremizate de la un pol la altul și atunci, ok, este foarte consumator. Oricum și ei, după ce au momentele astea de criză, sunt epuizați, adică energetic, unii dintre ei chiar fizic sunt la orizontală, pentru că, într-adevăr, este epuizant să trăiești un permanent sentiment de frică, de anxietate, de neadaptare, de depresie, de... Nu e ușor, nu e ușor deloc. Așa că răbdare, responsabilizare, cooperare, echipă, faceți echipă cu specialiștii din jurul lui și vă faceți viața mai ușoară și vouă și lui.
Și aș mai adăuga eu la toate cele spuse de tine, poate și lipsa de vlagă, lipsa de vitalitate, lipsa de sens pe care ar trebui să-l dăm vieții. Dragii noștri, a fost alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut. Am vorbit despre Borderline, cum să trăiești alături de o persoană cu emoții extreme, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult Danielei Dumitrescu pentru că răspunde de fiecare dată cu multă promptitudine la invitațiile noastre de a realiza aceste materiale, aceste interviuri, filmulețe pentru noastră, dragi cititori. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până data viitoare, să aveți o zi minunată. În continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!